Berbec. Între 5 și 7 decembrie până la ora 14, berbecii se pot confrunta cu stări diferite ca intensitate și miză personală, dar cu toate foarte solicitante, obositoare. Potențialul de conflict e mare. Maleficii Marte, Luna Neagră operează împreună în conjuncție, stricând o serie de relații de afaceri sau colaborare. Evenimentele se declanșează brusc, iau prin surprindere, așa încât nativii din Berbec nu apucă să aibă un răspuns la aceste valuri de provocări care vin agresiv spre ei, cu atât mai puțin, nu au nici vreo sugestie sau vreo înțelegere corectă a realității. De aici riscul de a greși ori de câte ori se vor lăsa duși de val. În perioada amintită, celor doi malefici li se adaugă tranzitul lunii prin balanță. Taur. În prima parte a perioadei analizate, mulți dintre nativi vor fi activi și vor munci. Nota generală este să recupereze timpul pierdut, să intre în normalitate. Din punctul de vedere al sănătății, aceste două zile și jumătate se pot dovedi epuizante, presărate cu momente când vor avea impresia că organismul îi lasă baltă dintr-o clipă într-alta. Din 7 decembrie, după amiaza ora 14, natura astrală a acestor tranzite schimbă cu totul registrul. Problemele parteneriale, mai ales cele de cuplu, îi preocupă în mod special. Sentimentele sunt amestecate, contorsionate. Cu siguranță, această însiropare în tristețe, revoltă, ciudă nu le va permite să se bucure de aceste zile. Pe acest fundal încărcat de resentimente pot avea inițiative neinspirate. Gemeni. În cazul gemenilor, necazurile din dragoste vor dura doar o săptămână. Viața lor va fi, pentru cine va suspina, un șir întreg de amărăciuni și supărări, de certuri și idei strâmbe care le sfredelesc sufletul. Mai bine de cei singuri. Dorința lor cea mai mare este să nu se lase pradă acestor tulburări și despărțiri. Între 7 decembrie după amiaza și 9 decembrie, starea lor de sănătate nu va fi una rea, dar psihicul lor va fi la încercare. Pot deveni chițibușari și refractari la tot ce se întâmplă în preajma lor. Din 10 decembrie se înseninează, se ocupă de relațiile sociale, de latura majoră a existenței lor. Noua lună, din 11 decembrie, le poate aduce un partener de afaceri sau un nou colaborator într-un proiect în care sunt implicați, pot da o turnură nouă unor relații utile. Rac. Cu fiecare zi cu care ne îndreptăm spre 11 decembrie, câte ceva din punct de vedere astral se poziționează pe harta cerului de naștere al racilor, indicându-ne locurile unde la unii sau doar la alții se vor produce schimbări și evenimente. Prima mișcare o anticipează luna, care între 5 și 7 decembrie până la ora 14 va opera pe casa a patra, provocând tensiuni și îngrijorări, ori chiar conflicte și gesturi menite să reacționeze la rândul lor brutal de vreme ce le este atacată familia, liniștea casei, averea. Din după amiaza zilei de 7 decembrie până pe 9 decembrie, alte valuri astrale au menirea să-i tulbure. Uneori poate fi vorba de gelozie, alteori de ambiție. Leu. Săptămâna cuprinsă între 5 și 11 decembrie nu ridică probleme majore nativilor. Soarele și luna vor alcătui pe 11 decembrie faza de lună nouă. Pot aduce o serie de schimbări în viața sau în sufletul lor. Uneori aceste noiri sunt provocate de copii, de partenerul de suflet, alteori poate fi vorba de imaginea pe care o au la un moment dat despre ei și care nu le convine. Între 5 și 7 decembrie după amiaza, tocmai de aceea ar fi bine să tacă, să asculte, să observe, să tragă concluziile necesare dacă este cazul. Nu vă luați la hartă cu nimeni, mai ales că unii vor încerca să vadă cum stați cu nervii. Evitați drumurile scurte, micile deplasări, în al căror context nu sunt incluse micile incidente sau chiar accidente. Fecioară. Jupiter se apropie tot mai mult de sensul vieții, dându-le primele semne majore de care trebuie să țină cont pe viitor, pentru a repara secvențe esențiale din viața și activitatea lor. Săptămâna începe cu preocupări materiale, financiare sau legate de locul de muncă, dar aspectul muncii este vizat între 5 și 7 decembrie dimineața, indirect. Din după amiaza zilei de 7 decembrie și până pe 9 decembrie, provocările sunt legate de felul de a vorbi, de afirmațiile făcute, de răspunsurile date, de reacția
ale partenerilor de dialog care poartă cu ele sâmburele provocării, al răstălmăcirii, durității verbale, al sarcasmului și ironiei mușcătoare pe care cei născuți în fecioară nu le pot tolera. Taxându-i pe aceea într-un stil la fel de dur, ei nu vor face decât să escaladeze conflictele mai vechi, antipatiile mai noi și interesele perene. Între 10 și 11 decembrie, relațiile cu rudele se vor colora cu diferitele nuanțe ale reacțiilor emoționale firești. Tendința generală este de a rămâne lucizi, cerebral și obiectivi. Balanță. Viața celor născuți în balanță se radicalizează. Balanțele, dacă relaționează la primul impuls, riscă să facă jocul cuiva greșind. Între 7 decembrie, după amiaza și 9 decembrie, preocupările lor se blochează pe chestiunile bănești curente sau pe o miză financiară importantă pe care nu o pot rezolva, dar pentru care irosesc timp, energie și preocupare mentală. Între 10 și 11 decembrie, pentru unii pot veni vești de la persoane aflate departe de familie, departe de țară. În preajma fazei de lună nouă din 11 decembrie, unii se hotărăsc să plece intempestiv, unde ori vedea cu ochii să aibă o inițiativă care să le dea sentimentul că pot face lucruri mari. Alte ori, în acest carusel de intenții și decizii, poate interveni, răsturnând orice plan, oricât de bun simț sau de plauzibil, partenerul de viață sau cel de afaceri. Mercur va intra pe 10 decembrie în Capricorn și cu toate că el nu va fi suficient de puternic pentru a le permite nativilor să intervină autoritar în treburile de familie, totuși le va da tăria de caracter și rigoarea interioară necesare pentru a se detașa de falsitate și minciună, îndreptându-se în mod salutar către cele mai înțelepte decizii. Scorpion. Între 5 și 7 decembrie, până la ora prânzului, nativii din Scorpion lucrează discret. Universul lor interior, greu de întrevăzut de un ochi străin, este activ. Acolo, scorpionii au de grădinărit intens. Între timp, cos pânza fără sfârșit a așteptării vigilente. Marte, guvernatorul lor nocturn, se află într-o casă ascunsă, dar tocmai în asta stă valoarea, virtutea și vocația lui pentru nativii din Scorpion. El le dă vigilența și inteligența superioară de a lăsa impresia că nu știu, nu înțeleg sau nu pot acționa, în timp ce planul capătă tot mai mult contur. Între 7 decembrie după amiaza și 9 decembrie seara se vor pune bazele unor inițiative în urma cărora se va acționa mai târziu, născute din orgoliu, vanitate, dorință de revanșă, victorie sau demonstrație de forță. Pe 10 și 11 decembrie, faza lună nouă poate să-și impună marcajul astral pe tot ceea ce înseamnă bani, interes material, câștig, speculație financiară, un demers început acum care se poate derula până la anul pe vremea aceasta. Săgetător. Între 5 și 7 decembrie dimineața, nativii din Săgetător sunt implicați în mecanismul relațiilor sociale, utile, se întâlnesc, discută, lansează propuneri, își schimbă opiniile direct, pragmatic, cer sfaturi, doresc să se implice într-o serie de acțiuni cu scop organizatoric. De cele mai multe ori, diplomați, cum îi știm, minimalizează intervențiile lor ca să nu irite sau să nu dea de bănuit, spunând că vor doar să dea o mână de ajutor. De fapt, își netezesc drumul propriului lor interes. Nimic rău în asta. Din după amiaza zilei de 7 decembrie până pe 9 decembrie seara, vor trebui să-și croiască drum prin jungla relațiilor personale, de serviciu, publice sau oficiale. Între 10 și 11 decembrie, luna se va afla în tranzit chiar prin semnul lor zodiacal natal, rafinându-le simțurile și percepțiile. În perioada lunii noi se vor simți puternici, energici, plini de inițiativă. Mercur va intra pe 10 decembrie în casa banilor câștigați din muncă proprie, transformându-i în următoarele 3 săptămâni în contabilii zodiacului, chiar dacă nu asta este vocația lor fundamentală. Capricorn. Tranzitele ce definesc răstimpul cuprins între 5 și 7 decembrie dimineața privesc mai ales imaginea, numele, renumele nativilor din Capricorn. În unele situații intră în joc funcția, rangurile și demnitățile care sunt supuse criticilor, atacurilor vehemente, conflictelor deschise. Uneori apar secvențe de viață personală care nuanțează sau explică o anume turnură a evenimentelor cu aspect de furtună. Între 7 decembrie după amiaza și 9 decembrie, nativii încearcă tot felul de
artificii pentru a depăși un moment greu, pentru a primi o mână de ajutor, dar jocurile astrale sunt căptușite în ceea ce îi privește pe acest segment al hărții cerului lor cu o doză de nesiguranță. Între 10 și 11 decembrie, echilibrul se schimbă întrucâtva prin forța de impact a fazei de lună nouă, ce se așează pe casa a 12-a, unde de-a dreptul își face de cap. Pe unii, această ipostază a luminarilor, în conjuncție însărgetător, are darul de a infuria la propriu și la figurat. Mercur va intra pe 10 decembrie în sectorul lor natal și va transforma în niște geometrii ale situațiilor limită, dându-le răceală și temeritate, logică și intransigență. Vărsător. Domeniul gândurilor înalte și al idealurilor este bântuit de neputințe, de greșeli, de îndoieli și nesiguranță. Acest disconfort interior este trăit de către vărsători ca o criză. Își fac reproșuri, își fac procese de conștiință, analizează, reluând un aspect de viață care a derapat iar și iar, din punctul cheie al greșelii primordiale. Vărsătorii sunt revoltați și de prezentul care se croiește anapoda în jurul lor. Firește că pentru orice vărsător, această etapă, fie ea și de scurtă durată, cum este răstimpul cuprins între 5 și 7 decembrie până la prânz, are meritul paradoxal de a-i mobiliza. Între 7 decembrie după amiaza și 9 decembrie, cei mai mulți dintre nativi vor trece la fapte. Între 10 și 11 decembrie, vărsătorii doresc să se afle în mijlocul prietenilor și al cunoscuților pentru a căpăta puteri. Luna nouă ar trebui să le aducă multora cunoștințe noi, interesante, utile. Mercur va intra în ziua de 10 decembrie în clasa a 12-a, unde va lucra la consolidarea mentalului lor cu răbdare și precizie. Pești. Preocupările materiale în care sunt implicate, fie că le creează probleme, fie că își leagă speranța într-o realizare prin intermediul lor, cunoștințe, prieteni străini, oficiali sau rude, îi acaparează pe nativi între 5 și 7 decembrie. Fac și desfac planuri. Între 7 decembrie după amiaza și 9 decembrie, cei născuți în Pești se revoltă în sinea lor. Se supără pe toată lumea. Le găsesc pricini tuturor. Pe 10 și 11 decembrie însă, situația se schimbă și încă într-un mod spectaculos. Un proiect se poate pune pe tapet, se poate relua o discuție, o colaborare. Mercur va intra pe 10 decembrie în casa prietenilor sau a cunoscuților, dându-le posibilitatea de a avea întâlniri utile menite să le ofere o informație corectă, esențială în demersurile lor sau măcar un avertisment sosit la timp.